Primar, ce faci, domn primar? Fugi cu mașina! Domnul primar, numai un pic, Geană, nu, stați un pic. Putem să stăm civilizat. Da. Bun, nu, lasă-mă în pace. Mergem la birou, unde mergem? Nu, nu, domnul primar, nu este o răutate. Da. Dacă sunteți transparent, dacă nu, da, sunteți liber să plecați, de da? Nu plec. Am o întrebare. Mașina asta este a primăriei? Da. Aveți foaie de parcurs, bănuiesc. Da. Acum să vă motivați. Veniți mâine dimineață. Nu, nu vă verific pe dumneavoastră, dar faptul că o folosiți în interesul personal... Nu o folosesc în interesul personal și vă spun și de ce. Ia. Haideți să ne uităm la kilometraj, să vedeți cât ți-are. Eu nu vă verific, știți de ce? Vă rog frumos. Da, nu vreau să vă reverific. Să nu fiți rău. Nu sunt deloc rău. Hai să ne uităm să vedem câți kilometri are mașina asta în 5 ani. În 5 ani. În 5 ani. Eu nu vă cert, atenție, nu vă cert. Să nu credeți că vă cert. Da. Și vă uitați pe foi și veniți. Deci eu nu sunt... Mergem la primărie să vedeți foaie de parcurs? Nu putem să intrăm acum, știți de ce? Auziți, dar de ce oamenii totuși spun că dumneavoastră folosiți mașina în interior? Dar el... Am văzut reacția... Uitați-o acolo. Am văzut reacția dumneavoastră, însă când a venit la primărie, ați avut o reacție mai așa, mai aprinsă cu el. Nu e și el un cetățean? Sau nu-i mai dat valoare la cetățean? Haideți să vă spun cum e. Dar de ce să plecați? Dacă sunteți în regulă, aveți foaie de parcurs. Nu, n-am foaie de parcurs, dar nu știu cine e și ce vrea. Deci, el a venit că a avut o problemă cu un vecin, o are veche. Problema lor. Sau de 2 ani. E problema lor acolo, da. Am luat la roți, a zis și la frână și la aia și la aia. Bă, băiatule, zic, uite, hai ne uităm pe camere de la vedere. Am avut răbdare, ne-am uitat o jumătate de oră pe 50 de camere. Știți că n-aveți voie să faceți chestia asta, să arătați lui. N-aveți voie. Am un protocol așa. Dar am zis, băi, cetățean, nostru e băiat. Da. Adică, i-am explicat. L-am mai ajutat odată. Eu i-am explicat. L-am mai ajutat odată. A avut obraz bun și ți-a arătat primarul. Și zic, uite primarul. Cum care-i treaba. Zic, din nou în dimineața la 7:30, înainte să înceapă programul, mergem și ne uităm pe cameră. Ne-am dus acolo. Deci, repet, cu toate că ați vrut dumneavoastră să fiți Am vrut să mă conving și să-l conving că mașina lui nu e văzută de cameră. Că nu se vede. Că nu se vede. Pe cameră. Dacă, omule, ai posibilitatea să faci la poliție, iar poliția vine cu o hârtie la primărie și atunci ați venit. Dar omul ți-a spus de la început. Că le are. Da. Le are. El nu identifica camera. Da. Până la urmă am identificat camera. Am văzut care este. Dar ați aflat cam cine ar fi acei oameni care să țin de prostii? Nu am aflat că n-am, că este vecinii lui pe care el s-a bătut, au făcut ce au făcut sau acolo. Sau ce? Nu, urât. Plângeri. Nu, dar am văzut între imaginele, ei. Știți de ce? Între ei. Adică ăia îl înjurau, era un gașcă pe drum, el era în curte. Eu ce să vă zic? Și era martor. Derbedeală cu aia. Eu n-am fost martor, n-am văzut treaba aia. Și a zis, ieși în pula mea afară de aici. Bă, vorbește frumos, că eu n-am vorbit așa. Am zis, în condițiile astea, ieși, te rog frumos, afară. Și am închis ușa. Ca să nu iasă scandal, și am văzut imaginea aia și nu reieșea că ați făcut un gest urât. Eu am văzut imaginea ce mi-a prezentat el. Nu. Eu nu-i dau dreptate, atenție. Eu nu-i dau dreptate în imaginea care a prezentat-o. Dar dacă vorbeați, poliția de la Gherăsin. Întrebați poliția de la Gherăsin ce problemă are cu el. Ar fi fost o purtare abuzivă dacă vorbeați așa. Și gândiți-vă că erau fără un sfert, cred. Sau fără 10. Nici măcar nu începuse programul. Eu am avut bunăvoința să-i arăt. Da, asta. De-aia că i-am nu prinde camera, nu că ar fi ceva pe cameră. Nu, el, prinde camera. El a făcut la poliție adresă, da? Poliția o să vină, da? Și o să se convingă că ați avut dreptate. Eu sau el? Nu, el o să se convingă că ați avut dreptate, ci a spus că nu prinde camera perimetrul ăla. Știți ce se întâmplă? Camera e pe la vreo 100 de metri, cred. E un norocos că mie dacă mi-ar fi prins era și mai bine protejat de primărie. Dacă era drept, prindea. Dar culmea e că el are parcarea dincolo de gardă, așa, pe colț. Și nu-i se vede mașina. Nu-i se vede, da. Iar, bă, dacă o aveai la prunci... N-auzi, n-ai înțeles. Ai făcut la adresă la poliție? Dar dumneavoastră puteți faceți o adresă la poliție? Nu, deci o să fac eu cum să faci la adresă la poliție și poliția va cerceta și uite, te lămurești și spune omul. Atenție, nu v-am judecat. Nu. Am văzut comuna frumoasă. Apropo de mașină, vă spun că poate am umblat jumătate cu mașina mea. Da, cred, da? Cred că sunt primari care vă fac chestia asta. Vă duceți și vă uitați. Ați fost vreodată, deci de vinerea până luni, cu mașina acasă? Vreodată. Da. Nu întotdeauna, dar noaptea pot să o țin, pentru că la intervenții nu se duce cetățeanul, mă duc eu. Nu, stați pe situație de urgență. Bun, să ziceți că o țineți unde? Aici, da? Dacă ia mașina, cum vă justificați? Vrăjeala asta pentru mine nu ține. Care? Eu ciungă în păr. Adică să spuneți dumneavoastră... Am situație de urgență, am avut incendiu noaptea. Cu ce plec? Da, cu mașina dumneavoastră. Și pe luncă. Cu a mea? Da. Păi plec cu a mea, dar poate nu vă duceți la primărie. Așa m-am dus dimineața cu a mea.
N-ați înțeles. Mașina asta o vedeți nu în fața la primărie. Nu se justifică chestia asta ce spuneți dumneavoastră, că în țara asta am filmat atât. Nu, nu sunteți abilitat pe competența urgenței. Poate? Nu, v-ați făcut-o abuzivă. Nu abuzivă, ca mașina de pompier. Stați puțin să ne înțelegeți. Păi mașina de pompier, asta e mașina primăriei, nu este... Da, aia. Nu, dar la mașina de pompieri, băieții se adună, noi ne ducem înainte, facem evaluarea situației și îi spun ce are de făcut. Domnul bă, primar, vină cu 7 mașini. Eu am văzut, asta este o vrăjeală românească. Da, mă rog, dacă oamenii credeți că cine înghit, cei care înghit chestiile astea, eu nu le înghit. D'acord. Deci asta de urgență, da, da, nu ține. Pentru da, că poate fi intră în delapidare, adică discuțiile. Adică foaia de parcurs nu puteți să scrieți, domnule, o țin acasă de vineri până luni, că am nu venit vineri târziu. Că mie nu trebuie de vineri. Nu, că am venit vineri noaptea. Eu nu mă duc la fotbal, nu mă duc nicăieri. Dacă chiar, ce faceți adică cu terenul ăla acolo? Că nu e să încasează bani pentru terenul ăla, bănuiesc. Ați participat pe PNDL 1, PNDL 2, Angel Saline, adică cu ce oameni așa, cu Ștefan cel Mare, dacă are înviat, zice, domnule, n-avem canalizare, n-avem... Angel Saline am canalizare, a făcut acuși în curtea da, de control, dar, în control. Da, dar nu e dat în recepție să funcționeze sau asta. Păi nu e dat în recepție că nu am terminat-o. Am înțeles, da. Dar 2023. Aveți... Nu, și când ar fi de finalizat? Păi de finalizare funcție de... Adică să nu mă luați de rău, domn primar, nu, că nu, eu n-am venit cu răutate. Deci la finalizare funcție de sumele alocate. Mm-hmm. Gaze oricum, nu o să vă aveți prin asociere acum că dă prin gaze. Ba, am scos la licitație. A scos, dar când vor să aibă oamenii gaze aici? Să răscoală iar, Ștefan, funcție cel mare. De resursele alocate. Știu, să mereu că degeaba... care ar fi mai aproape. Eu sunt în asociere, cred că sunt în sigur o ADI, dar dacă... Așa, da? Nu, așa, în mare. Cu smeniu. Da, și cam, și zice, eu nu vreau să vă deranjez. Nu, dar vreau să vă dacă spun. Sunteți aici, dacă vreți să transparent, ce care rost are să... Că am văzut că aveți dosare de evaluare de risc la primărie. Avem. Și cu câte IP-uri? Nu știu câte IP-uri, habar n-am. Că 5 le-am văzut eu. Asta nu știu. Adică pe telefoane, oameni care văd. Oameni care văd pe telefoane? Poliția de pe telefoane. Să mai văd și văd pe telefoane? Văd eu și văd administrator. Deci doi? Da. De ce? Aveți în 585 ăla? Adică aveți o hârtie făcută prin 585 per 2002? Știați? Nu știu ce este. Păi nu, n-aveți. Adică în dosarul ăla de evaluare... Am un regulament. Da, dar e regulamentul inter care încalcă HD 585. Asta nu știu. Ați dat-o și în HL? Și un e în hotărâre de Consiliul Local. Că puteți să vedeți pe telefonul al dumneavoastră sau al primăriei? Telefonul de la primărie, nu al meu. A, păi e conectat pe telefonul primăriei, sunt motivați că puteți dumneavoastră să intre și administratorul de rețea sau administratorul comunei? Nu, comunei. Am înțeles, da. S-a întocherat, s-a ocupat de treabă și cu regulamentul. Adică, da. Adică oamenii ăștia mai să mai candidați, da? Da. La ce s-ar bucura oamenii dacă ați candidat dumneavoastră? Cam ce le spuneți dumneavoastră? Uitați, eu sunt transparent și dau nota ai nimic. Adică, ce să le spun? Adică, domnule, votați-mă că voi face asta, asta. Adică ce ați promis înainte? Le-ați promis gaze că în primul mandat? Nu, sau e al doilea mandat? Nu, era, nu era vorba de gaze. Al câtelea mandat sunteți? Al doilea. Al doilea și în primul și al doilea, da, consecutiv. Am mai avut unul 2008-2012. Vor beneficia vreodată cu oamenii așa prin asociere, prin problemele astea, să aibă gaze vreodată? Păi sigur că da, cum v-am spus, avem proiect scos la licitație. Ce ar mai trebui făcut aici? Șoselele am văzut că le aveți peste tot asfaltate. Nu sunt peste tot, mai am 4,8 km. Din cât? Din 26-27. Pe mandatul nostru sau? Pe mandatul. Nu, e lucru bun. Școlile astea, grădinițele sunt... Toate sunt făcute, le puteți vede. Cu sală de sport, de educație aveți fizică, școlară, și activitate, adică aveți cu gazon și... artificial, uh-huh. Cu parc să... de câți... joacă pentru copii, cu centrale electrice, cu cam cine propun și consilieri sau și dumneavoastră, sau majoritatea dumneavoastră propuneți? Majoritatea noi. Nu care noi, majoritatea primare propun. Consilierii sunt de cam inutil. Că ridicăm mâna. Da, șeful. Sunt inutil, dar ai un manager de proiecte, da? Ai un secretar, ai un contabil cu care te sfătuiești. Dar de ce nu vin și consilieri? Uite, domn primar, să facem uite asta, asta, să propună și cu restul să... Ce propun și ei tot felul de chestii? Întreține spațiile. Adică dacă transparența referitor la ședințele publice cu cetățenii... Vine la mine la cămin. Poate să vină cine vrea. Da, ați mai făcut vreodată? De ce nu faceți live? Transmiteți-o pe Facebook, prin rețelele. Să știți că live-ul ăla nu a fost... E un lucru bun. O fi un lucru bun, dar nu știu dacă a fost agreat. Nici nu, 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 mai vin, nu mai vin cetățenii buluc să spuneți, domnule, în sală și asta, anunțați pe baginul. Și acolo cred că e o chestie cu acel live. Nu. Ți-ar trebui o instalație care să fie în stare să... Domnul primar, un simplu telefon care îl puneți direct și noi nu faceți teleconferință. Atâtea primării face cu un simplu telefon și cu un trepied micuț. Nu, cred că, domnule, eu vă dau primării care în România asta sunt multe și vă dau link-ul, că știu numărul dumneavoastră de telefon, vă dau să vedeți primării... L-ați spus public?
Păi este cum sună toată lumea, ce credeți? A, la vezi public, da? Păi iată iară transparența. Dacă e ăla de serviciu... Sunteți un rău om cu cetățenii, nu? Sau agresiv? Eu nu cred că nu întrebați în comună. Da, nu, eu vă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră, păi adică oamenii văd și zice, uite, domnule, că primarul ne-a mințit aici că e agresiv sau nu e agresiv. Eu consider că nu și întrebați. Deci, eu am văzut imaginea ce mi-a prezentat și am spus, nu rezultă o imagine unde primarul te-a jignit. Că mi-a spus înainte, zis, arată în dovadă, momentan nu putem. Nu l-am jurat, nu l-am lovit. Da. Nu suntem la instanță, te rog. Nu, 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 acceptați-l, fiți transparent. L-am acceptat două ore, am stat de vorbă cu el și n-am reușit să lămurez nici administratorul. A, nu, oprește-te, nu, nu, nu așa. Nu, 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 nu așa. Puțin. Dar de ce a spus, așa mi-a spus, te rog frumos, ieși afară? Da. Da, da, poate să spună chestia care... asta, da. Păi are nu, dreptul. Nu, nu, da, să vă să părăsești clădirea. Să, nu, să vă spun de ce. Da, pentru că a zis o chestie urâtă și eu am zis că glumește prima dată. Da. Nu, că nu vreți să mi arătați imaginele pentru că protejați hoții și le luați nu, banii. Nu puteți. Nu zic, tu glumești sau glumești? Dragoș, nu. Când a cărat piatră pentru străzi, da. A cărat piatră pentru străzi, da. Cine, mă? Dragoș, cu tirul lui. La cine, mă? Când a spus dumneavoastră, data trecută. Comandatul meu, mă? Da, da, da. Nu vorbi trăsnei, mă, că n-ai da, cum, mă. Eu n-am făcut, eu nu iau piatră. Eu am lucrat la băieți. Nu, dar ce stă în picioare ceea ce spui? Cu document sau ceva probă, că nu, poate domn primar poate să... Ați înregistrat sau da, eu, da, înregistrez tot ceea, adică există niște, adică dacă să zicem că ar fi așa, da. Ce stă în picioare? Nu, dați seama că nu mai se pune aia. Nu există. Omule, nu dar există. Nu există. Că nu există. La mine nu se probă ai, nu avem probe. La mine n-a cărat piatră nimeni. Eu am făcut atenție, asfaltare. Dacă căutăm în HD57/2019, primarul să cam spală pe mâini. N-are nici pe gunoi, n-are nici pe aia, nici pe aia, nici pe aia să cam spală pe mâini. Ce să am pe gunoi? Adică n-aveți pe competență cu mediul și cu asta. Are viceprimarul și cu consilieri. Dar nu e problema n-aveți. Asta. Aveți gunoi pe raza teritorială? Noi ne străduim și ne chinuim să facem, deci fac colectare selectivă de 6 ani de dar zi. Dar avem, în afară de el mi-au trimis oameni cu gunoi în comună. Păi vor fi mai trimis. Tot noi ne facem vinovați. Ăla îl scosesează dimineață, el l-am luat. Da, da. Ce să-i fac? E dacă și deci, imagine, da, pentru cine aruncă uita, omule? Am scos bidonul ăsta n-aruncă, acum pe corect, nu-l aruncă omul ăsta. Da. Noi suntem vinovați. Noi. Noi, eu nu am cum să zic, primarul e vinovat. Nu, eu n-am zis niciodată. Eu am curte, dacă vreți să știe. Da, domnule, și eu l-am eu și fac, toată lumea și a stat cu toate. Aveți mașini de astea care colectează... Sigur, aveți serviciu compost. Separat. Faceți compost. Cum stați cu terenurile cu pășunatul, cu astea? Apășunată e concesionată pășunată. Dar ăștia au animale sau nu? Sau tot din astea care sunt, au animale și nu, de fapt nu au animale și... Ba, nu, este concesionată proprietarilor de oi. Asta care au oile, care da? Au oile. Nu e gen Mizil, gen Aiut, gen Miraslău, de nimic, astea sunt derbedei din ăștia. Nicio persoană din afara localității nu are concesionată pășune la noi. Decât proprietarii comunii Gherăsei. Cetățenii comunei Gherăsei. Dar de aici nu au animale sau ce se întâmplă? Păi au animale, toți sunt din Gherăsei. A, din Gherăsei, nu e altul străin. Afară, nu. Dar proprietatea terenurilor la oameni au fost date în așa fel încât cu acte titlul de proprietate, dar la le parcele vartel, nu sucite, nu păi marcate. Păi veniți să vedeți câte cărți are, am închis tot câmpul, tot aveți, arabilul, pe cadastru sistematic. S-a mai arat și drumurile sau nu? Nu, drumul, de ce s-a... Nu, mă gândeam, zic, dacă drumurile și drumurile alea vechi sau mai arat și are sau... Drumurile mi le fac cu autogrederă. Care nu autogredere la primărie. Eu am autogredere, mergem cu apa. N-ați avut un capione pe vreo dată pe acolo? Ce înseamnă capione? La terenuri. Nu, n-ați avut. Nu. Bine, în afară de cimitir, că cimitirul e uzul capionii, ei sunt proprietari acum, conform uzul capionii. Acum, da. Acum sunt în procedură să intre în proprietate pe cimitirul vechi. Cimitirul nu, ei nu sunt proprietari? Încă? Nu, n-au fost. N-a făcut uzul capione? Păi da, acum. Păi nu, legea, i-a obligat biserica acum 3 ani să facă pe uzul capione. A, n-au putut ei să facă. Bani le-ați dat la biserică? Au făcut cerere? Păi le-a dat cam 1 miliard pe an. Dar nu numai la una. La câte biserici? La 3. Aolo, dar așa de mulți? Păi ați văzut biserica de la Gherăsei? Da, da, de ce nu? Cremene? Înseamnă că ați dat școlile și grădinițele sunt la Indigo, toate. La școală le-am dat 1 miliard și vreo 100, 1 miliard 200 pentru acoperiș anul trecut. Le-am dat 400 anul ăsta pentru modernizare și să schimbă tot mobilierul. Dar de ce nu le dați câte 10.000 de lei și restul la școli și la grădinițe? Cu e prea mult la preoți ăștia. Dar nu-i dau la preot. Dați la biserică. Eu dau pe biserică. Dar deci, da, așa de mult. Păi dacă a fost nevoie să repare biserica... Da, să duc și ei la biserică, că și ei încasează, au și ei bani. Adică, domnule, pot să vă dau 10.000, nu 30.000 de lei. Eu ce să vă zic, dacă mi se pare le-am dat 30.000, el a adus 1 miliard, 2 miliarde. A adus la ce? Era sponsor, dar e treaba lui. Ai problema lui.
Dar comuna, de ce dați prea multă atenție la biserici? 30.000 de lei, când putea 10.000, da, domnule, ți-am dat. De fiecare biserică? Da, 10.000 de lei. Nu, 10.000 la fiecare, 30.000, restul rămâne. Ce face cu 10.000? E problema lui. Ce face? Da, ei nu sunt, nu fac parte din circuitul statului român. Îmi pare rău. Mergem acum 500 de metri să-l vedeți, că părinte n-a plecat. Da, de acord, de acord. Dar dacă el înseamnă că poate să ducă și la sponsor pasea asta, de ce ia banii comunității? A întrebat comunitatea. Sunt pentru comunitate. Păi hotărâre de consiliu local. Domnule, ia bani la mormântări, vă întreb. Ia bani la mormântări. Ia bani, da? Păi ăsta trebuie caterisit dacă ia bani la mormântări. Deci derbedeu dacă ia bani la mormântări. Nu știu dacă ia bani. Domnule, stați un pic că s-a dat sinodul la DASU, n-are voie sub nicio formă să ia bani la mormântări și la botez. Și oamenii mi-au dat că ia bani. Toți preoții ăștia de aici. Nu l-am văzut sau deci, unii am dat. N-aveți de ce să vă temeți cu mașina atâta timp cât aveți. Păi, dar dacă vă supărați, dacă vă dau pe 544 niște întrebări, vă dau vreo 50. O să-mi dați curs la ele? Nu vă răspund ce dracu să fac. Am înțeles. Îmi dați în 5, în 10 sau în 30? Am curtea de conturi, știți, de când? După 20 februarie. Și cum a fost, de exemplu, curtea de conturi anul trecut? Acum 2 ani? Tot ok, da? Dar când ați preluat mandata, ați preluat cu ștafeta ridicată sau ați făcut... Nu, am preluat cu datorii și acum am excedent în fiecare an. Nu i-ați făcut, știți cum se zice, haideți să vă facem un control, să vedem un inventar, de exemplu. Inventar? Audit, audit. I-ați făcut un audit ceva? Nu. V-ați cunoscut cu cel care a fost înainte? Ne cunoșteam. Nu am zis că nu mă cunosc, că eu am dânsat. Nu, dar a fost o gaură mare, că dacă v-ați dat ce pe ușa... Nu, a fost o gaură așa de mare decât că n-aveam excedent. Am înțeles. Și acum ați început să recuperați. Adică, și acum să suferă după aproape 8 ani? Din de ceea ce a fost din trecut? Eu nu sufăr deloc, pentru că eu nu lucrez cu firme străine, eu lucrez cu oamenii mei. Câți locuitori are comuna? 3.800. Ați auzit bonul cu 5.000? Dacă nu-i 5.000, PAC se asociază cu altele. Le-o predăm mâine, nu-i nicio problemă. Care-i problemă? Din ce trăiesc oamenii aceștia? Adică... Care? Oamenii noștri? Da, cum? Din agricultură, când plouă. Locuri de muncă s-au creat aici? Avem o firmă care vine și a făcut o fermă de pui. Acolo sunt până în 100 de angajați. Da, nu avem alte firme mai puternice, nu avem. Persoane cu handicap există? Pe 448? Cu handicap am 30 de însoțitori. Și cele pe ajutorul la social, aveți și din ala? Vreo 28. Nu aveți mult. S-au redus cu tot. Nu aveți apă potabilă, ziceți că aveți stația de depurare, să o faceți? Apă potabilă avem, nu, stația de depurare am făcută din 2019. Cu deversare de tratare unde? Nu, deversare nu funcționează deocamdată pe... Nu, am înțeles, dar când va fi? În Călmățoi. Am înțeles, da. Domnule primar, eu vă felicit. Aveți de ce, pentru că eu n-am venit să vă critic. Și dacă v-aș critica, ar fi un lucru bun. Nu e problemă, că eu accept am învățat și cu toți, da, pentru că sunteți în vâșba. Un singur lucru. Nu se poate face analiza unei primării într-un sfert de oră sau într-o jumătate de oră. Ba da, putem, știți de ce? Pentru că ești ca și cum intru, când trec de la vamă în partea țării și intru un pic de acolo, nu dau seama cum o duc oamenii de acolo. În linii mari puteți, dar analiză așa aplicată nu puteți să o face și o să... Domnule, am văzut șoselele, le-am văzut că sunt șosele, din asta mai mult cetățean, zicea, domnule, să nu ne mai necăm de praful ăsta, că ne-am săturat. De drum bun. Gaze e greu, vă înțeleg cu gazele, atenție. Nu, atenție, cu gazele noi înțeleg. Trebuia să fim decât că a fost contestație la licitație. Da, cred că asta se reluat. Întâmplă. Da, da, da. Asta e problema, da? Asta era toată chestia. Aveți director de cămin cultural? Nu. N-aveți bibliotecar? Bibliotecar am concurs. Dar nu e ocup. Deci încă nu este. Aici la pensie. Există un procedeu din ăsta de rubedenie, angajări în primăria? Bine, cu un concurs. Director de cămin este Georgică. Nu am rude. Când a făcut un nepot de-al meu majoratul... N-are nicio treabă, ce dacă era de... Păi ce dovadă ai? I-a dat bani, nu i-a dat bun. Alo? Nu, ce dovadă există? Că nu a făcut nepotul la cămin ziua. Ce a făcut? Și a sărbătorat la ziua. La care, mă? Și a dat lui Georgică care a trecut... Bani? La care aia? Dar n-a dat o chitanță sau? Nu, păi... Are. Asta are e. Vorbim mâine. Are director mâine. De cămin. Da. Vorbim mâine. Dar Georgic ăsta cine este? Este administratorul public. N-auzit și că s-a făcut o peranghelie undeva sau ceva, o petrecere acolo, i-a plătit, dar nu i-a dat... Nu cunosc. Nu știe, însă. Păi, da, omul ăla dacă i-a dat banii, de ce treabă are? Se fac și pomeni acolo? Sigur. Adică este o sală multifuncțională, cum ar veni. Exact. Asta. Petrece ziua comunei, asta ați făcut? Nu facem. Artificii? Nu fac.
Păi, domnule, ce zici? Ca să nu ce să critic pe omul ăsta? Acum, uite, pe corecte, na, uite, ce vrei să... Ce înseamnă petrecerea cu omul? Și asta cu lăutari, cu dedicație, nu că să ce ai zis. Nu e genul. A dat acum un an sau doi ani, nu mai ține minte, când a făcut o rebelion acasă. Minte, că a dat atât. Cine, mă? În comun aici? Da, cine? Chiar acum doi ani sau acum un an. Eu? Primăria? Niciodată. Fii ce spune omul ăsta. Atenție, vezi că eu îi dau întrebări. Nu. Da, cum ca și cu mine, că a zis, mi-a zis, te rog frumos. Nu, omule, n-ai înțeles ce spune. N-ai înțeles. A, nu, oprește-te. Deci, ai spus că a dat artificii, da? Omul spune că nu. Doi sau un an. S-a dat artificii la primărie. Nu e. N-ai înțeles. S-or fi dat, dar nu din banii publici. Dar nu de la mine. Eu n-am dat. Nu, nu de la dumneavoastră, din banii publici. Eu nu fac revelioane la cămin. Bine, pe nu, ar mai fi fost culmea să mai face și revelioane la cămin. Nu, poate uneori făcea atunci, Evanghelie, când era Evanghelie. Și atunci au dat artificii. Eu nu fac chestii de astea, eu nu risipesc bani, că de-aia am adunat bani și am excedent, pentru că nu-i risipesc. Da? Uh-huh. Adică bugetul e ridicat acum, de exemplu, ați mărit taxele și impozitele? Nu. Sau? Decât ăla e obligatorie cu... Și cu legea 50 acum o să puneți în aplicare cu recalcularea impozitelor pe casă? Recalcularea impozitelor pe casă nici nu poți să o faci până când nu vei avea cadastru. Normal, la ala, că trebuie să... Da. Deci am închis tot câmpul, tot terenul arabil și acum deja am intrat în vatra satului și o să mă închid pe sat. Da, stingătoare, stingătoare aveți? La primărie, da. Nu, nu? Dar unde? Nu, nu stingătoare, hidranți. Am 5 pe drumul național. Ah, doar pe drumul național. Și la școală. Și unde sunt punctele astea? De apă, 5 în total. I-am marcați? Da. Adică se încadrează în ăla ISU care spune: "Domnule, nu luați amendă." Și cu 27. Am aviz ISU pe școală, pe grădiniță, sirenă cu verificare. Sirenă cu verificare întotdeauna. Aveți mașină de pompieri adusă pe 2 euro. Da. Domnule, într-un cuvânt, ce să zic? O mașină dată de Belgia. Fiți de 10 ori mai transparent. Și dacă vă critică cineva, da, dar de ce ți-a avut? Nu, dar de ce ați? Dar n-am știut că sunteți dumneavoastră, n-am vrut să mă cer cu el. Da, n-am vrut să vă certați. Ce poziție are? El e recalcitrant, întrebați poliția de la Chemsul. Toți suntem recalcitranți. Toți suntem. Eu nu sunt. Adică, uitați, tractorul ăsta e neînscris, nematriculat, nici remorca. Uite, acum ar, dar tractorul n-avea numărul. Care număr pe el și tractorul? Dar l-are în față, nu l-are pus în conform 195. Are remorca. Da, nu, pe spate, da. Ăla are și tractorul scris în circulație cu ITP făcut. Ăla, da. Da, n-a pus, are un 6. Da, n-a pus numărul. Ăsta, de exemplu, ăsta nu îi dă la ăsta ITP-ul sub nicio formă. La ăsta, la tractorul ăsta, nu are ăsta. Este poate unul dintre cele mai bune tractoare din Gherea. Am înțeles, dar ăsta n-are ITP, n-are număr. Gata, domnul primar, eu vă mulțumesc dacă pentru amabilitate. Să nu, de vorbă nu, dată. Am venit, iau, am, da, ce mi-e acolo, ce mi-e aici? Ce mi-e acolo, ce mi-e aici, da? În timpul programului. Vă mulțumesc pentru amabilitate, că ați fost și sunteți un drăguț. Vă cred, eu vă cred. Da? Eu vă cred. Că n-am avut timp. Bine. Bine, deci o să vă trimit întrebările și dumneavoastră îmi dați... Da, veniți. Bine, poate o să și vin. Da. Bine, domnul primar. Bine, și cu respect. Și mă lămuream ce fac mașinile de zi, nu pot să parchezi. Da? Bine, eu vă trimit pe 544 și acum văd... Na, sunt un pic cam curios eu. Dar unele chestii care... Păi eu o să dau mai mult pentru mașină, pentru niște cheltuieli, că mă uitam așa prin balanța asta a dumneavoastră, dacă din trăși și așa. Uitați în adică găsesc toate alea pe pagina de internet, da? Le găsesc pe toate actualizate. Nu prea le-am văzut actualizate. Care nu, adică pagina de internet nu prea este actualizată, că aveți obligația. Bă, eu cred că da. Ei, da, o să întreb. Bine, domnul primar, o seară plăcută și numai bine, sănătate.